Pandemia de COVID-19 a afectat marea majoritate a populației mondiale și a schimbat modul în care trăim. Restricțiile, complicațiile economice, izolarea și stresul ne-au dat peste cap stilul de viață și ne-au obligat să ne adaptăm din mers la o nouă realitate. Trăim în aceste vremuri incerte și contradictorii, când fiecare dintre noi ar trebui să adopte și să își însușească noi moduri de a trăi. Pandemia ne-a afectat vizibil relațiile interumane, obiceiurile familiale, iar frica și îngrijorarea privind propria sănătate, dar și a celor dragi, au devenit principalele gânduri zilnice. Dar s-a schimbat ceva din cauza pandemiei? Vedeți oamenii mai reținuți? Reținuți, deprimați, supărați. Sinceră să fiu, chiar eu singură mi-am luat un pisic ca să mă salvez. Cel puțin cei bătrâni care sunt singuri. Nici eu nu spun că sunt tânără și nu sunt nici tot singură sunt, dar găsești ocupații la televizor. Am făcut vaccinul, am făcut Pfizer-ul, toate trei dozele, dar oricum e preferabil să avem grijă, pentru că situația, mai ales la noi, nu e deloc grozavă și trebuie să înțelegem că e necesar să facem și vaccinul și e necesar să respectăm și anumite reguli. Ce mă marchează în mod deosebit e faptul că nu mai putem să mergem pe munte cum mergeam și nici la plimbări, că uite cum e vremea acum, dar în rest ne adaptăm. Am o teamă, da. Îmi pare rău, nu mă pot vaccina că nu-mi permite sănătatea. Există posibilități, dar pentru cei care nu au, o internare în spital, o schimbare de un tratament și automat o vaccinare, pentru că altfel nu se poate. Normal, toată lumea vrea să vaccineze. Mai sunt teamă și de boală și... Mai ales acum că s-au mai închis și spitalele astea. Vă dați seama, cei cu probleme nu prea au posibilitate să-și refacă sănătatea pentru boala pe care o. Lista priorităților ni s-a redefinit și suntem nevoiți să recurgem la un stil de viață axat pe supraviețuire. Ne-am îndepărtat de oameni, de prieteni, de rude. Asta este, ce să facem asta, trebuie să trecem prin ea. Da, este teamă să mai luați contact cu persoane, vă feriți? Deocamdată da, ne ferim, că trebuie să ne ferim. Criza de sănătate prin care trecem ne-a făcut să ne punem viața în așteptare. Multe evenimente cruciale din viața noastră au fost amânate sau anulate. În ansamblu, pandemia a fost și este o experiență din care fiecare a avut ceva de învățat, iar unele lucruri ne vor marca de acum înainte pentru totdeauna.